Dragii noștri, vă spun bună dimineața! Cu mare drag, cei de la Surprize la tine acasă ne-am pornit la drum. Am venit din nou în satul Limbenii Vechi, Raionul Glodeni. Cu mare drag suntem pe teritoriul bisericii din localitate, căci venim să-l felicităm de data aceasta pe Părintele Mihail, ce face o frumoasă și onorabilă vârstă. Venim din partea inoreașilor ca și data trecută, cum a venit spre Părintele Marin Balamatiuc, să-l felicităm cu mare drag din partea locuitorilor din satul Limbenii Vechi, Raionul Glodeni, de asta dată la fel locuitorii satului, cu respect și multă dăruire de sine pentru Părintele care slujește aici împreună cu oamenii dragi. Îi așteaptă cu biserica deschisă, cu ușa deschisă și cu sufletul deschis pe fiecare în Sfânta Biserică la orice sărbătoare. Astăzi și noi la ziua Dumnealui de naștere venim cu mare drag să-l felicităm și cu toată lumea să cântăm la mulți ani în zi de sărbătoare. Haideți cu noi! Îndulcindu-ne prea curată cu harurile tale, ție cântare de mulțumire cântăm, știindu-te pe tine, Maica lui Dumnezeu. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Nădejde și întărire și zi de scăpare nemișcat, câștigându-te pe tine ceea ce ești împușor. La mulți ani cu sănătate să vă dea Domnul tot ce doriți, zile senine și fericire, la mulți ani să trăiți, fie vă viața numai lumină, ca în lumină să viețuiți, pentru credință și fericire, Părinte Mihail, să ne trăiți. Și toți împreună. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Bună ziua și bine v-am găsit. Mulțumim. Eu, fără permisiunea dumneavoastră, ca părinte, mi-am făcut prezența în Sfânta Biserică, dar eu zic, fiecare creștin nu-și cere permisiunea de a veni la Sfânta Biserică, căci asta este Casa Domnului. Astăzi am fost solicitat să venim la Casa Domnului spre Părintele Mihail, care este un magiat și face o frumoasă și respectată vârstă. La 76 de anișori venim cu drag să vă spunem la mulți ani. Noi știm foarte bine că localitatea dumneavoastră e plină de oameni cu suflet frumos și cu suflet cald. Și asta ne-am convins recent câteva luni când am venit spre Părintele Marin. La fel din partea cuiva, să-i spunem frumos la mulți ani, am fost primiți cu căldură, chiar dacă nu s-a știut de surpriza noastră, și căldura a fost răscolită prin ochii omageatului nostru și prin căldura sufletului care continua să-i privească și până la urmă rămasul bun tot a fost cu căldură. Eu am știut că o să mă revăd cu mulți dintre dumneavoastră, și chiar cu Părintele Marin și cu Matușca Marina, sper că Matușca am observat-o, așa, dar nu am crezut că atât de devreme. Am avut plăcerea și onoarea să fim din nou solicitați în localitatea dumneavoastră, spre dumneavoastră, spre cel care sunteți sărbătorit, dar vă aflați aici, în Sfânta Biserică, alături de creștinii dumneavoastră, cum ați făcut-o o viață. Noi, cu mare drag, venim, n-am să vă întreb din partea cui, dar am să zic așa. Venim din partea unor oameni calzi la suflet, cum sunteți și dumneavoastră. Venim din partea oamenilor care v-au stimat întotdeauna, de când v-au cunoscut. Și ei se numesc sătenii satului Limbenii Vechi, locuitorii satului Limbenii Vechi și enoreașii acestei localități. Știind că sunteți sărbătoriți și faceți o frumoasă vârstă și știind că meritați totuși încă un pic în viața asta, pentru că oamenii dedicați profesii, oamenii dedicați oamenilor merită foarte mult. Dar uneori este greu să-i mulțumim și să răsplătim neștiind ce să le oferim. Eu zic că gestul și căldura este cel mai important ce putem primi de la oamenii dragi pentru dedicație și pentru tot sufletul cu care ne-a încălzit o viață întreagă. Asta mi s-a spus. Părintele Marin a știut întotdeauna în primul rând să deschidă Părintele Marin. Părintele Mihail, îl pomenesc și acum. Așa, Părintele Mihail a știut întotdeauna cu suflet cald să primească... El e neam cu mine. Așa, nu cunoașteți, slavă Domnului!
Ați știut că suflet cald să primiți oamenii dumneavoastră în Sfânta Biserică. Și fiecare i-ați sfătuit în măsura căldurii sufletului dumneavoastră și așa cum ați simțit că are nevoie omul când a venit cu plecăciune în fața dumneavoastră. Azi și noi venim cu toții cu plecăciune în fața dumneavoastră, cu mulțumiri pentru dedicația dumneavoastră, cu mulțumiri pentru toată credința care ați oferit-o și continuați să o oferiți creștinilor dumneavoastră și nu numai, și urându-vă din suflet tot binele din lume, credință și răbdare, putere și liniște sufletească. Și dacă mai aveți în jurul dumneavoastră oameni care vă iubesc și vă stimează și vă vor în continuare alături de ei, eu zic că meritați toată plecăciunea și toate aplauzele tuturor oamenilor, dacă ne permiteți chiar și în Sfânta Biserică să aducem aplauze, căci nu este ceva păcătos, dar este frumos. Și vrem cu aplauze să mă îndrept spre dumneavoastră cu multă căldură din partea lor, cred măcar câte o părticică din sufletul lor cald, să vă transmitem prin darurile frumoase care vi le-au pregătit cu atâta suflet și cu atâta drag de dumneavoastră. La mulți ani, Părinte Mihail! Avem doi oameni frumoși aici, nu i-ați întâlnit, nu-i cunoaște? Tare frumoși! V-am pregătit cu mare drag. Noi să-l întoarcem așa, să-l mai vadă și cei care nu au reușit să-l vadă, să fiți sănătoși, să-l păstrați în cuibușorul dumneavoastră pentru totdeauna, cât și dumneavoastră, copiii, nepoții și toți cei care vă iubesc. La mulți ani! Mulțumim frumos! Băi, dar fructe bune aici în limbieni crezi. Începând de la cocos până la banani. Bădă proști. Tăcerea este. Așa. Eu cunosc că aici în biserică trebuie să fie un suflet de om, care de fapt nu este doar și în Sfânta Biserică, dar a fost o viață întreagă alături de dumneavoastră. Și cot la cot, formând o familie, ați dovedit copiilor dumneavoastră și tuturor celor care vă iubesc că familia înseamnă răbdare, dragoste și susținere. Eu vreau aici să o văd pe matușca Zinaida, să o cunosc și eu. Data trecută am cunoscut-o virtual și i-am oferit flori așa, prin cameră, prin matușca Marina. Noi vă spunem bună ziua! Azi din nou avem flori pentru dumneavoastră, dar azi vă văd așa frumoși și tineri. Să împărțăm mâncarea în casă. Uite, de așa să faceți, cum ați împărțit toată viața. Matușca Zinaida, de parte din orașilor acestei localități, cu o mică atenție și pentru dumneavoastră, să vă spună și dumneavoastră, mulțumesc că ați avut răbdare să-l susțineți cu părintele. L-ați susținut părintele Marin și la părintele Mihail. Așa. Data viitoare, interesant, pe cine să mai pomenesc? Azi, părinte Marin. Așa. L-ați susținut pe părintele Mihail o viață întreagă. Împreună ați învățat ce înseamnă răbdare, împreună ați învățat ce înseamnă a forma o familie și, cel mai important, să rămâneți un exemplu pentru copiii dumneavoastră. Să lăsați urmașilor în urmă doar gânduri bune și frumoase, doar trăiri frumoase și, desigur, să inspirați în copiii dumneavoastră și în ochii tuturor celor care vă cunosc dragoste de viață, respect și credință în bunul Dumnezeu. Și ei, cei care se organizează pentru surpriza frumoasă, cu mult credință față de dumneavoastră și multe mulțumiri și respect, m-au rugat să vă înmân și această floare alături de tablou să stea frumos în căsuța dumneavoastră. Mulți ani din tot sufletul. Așa. Hai, părinte Marin, vină și mă ta aici, de când te pomenesc. Vrem de suflet dacă poate și părintele să ne onoreze cu prezența dumnealui aici. Părinte, sunt online la noi, am văzut. Așa, dați-mi doar și asta. Până vine părintele Marin, am să o chem pe matușca Marin. Foarte lenta de la început, cu tot neamul frumos de la o mărginuță. Noi am știut foarte bine că venim din nouă localitatea dumneavoastră. Carapa eu, să nu iau.
Da, da. Noi am știut foarte bine că venind în localitatea dumneavoastră și venind din nou spre familia Balamatiuc, acești oameni calzi și frumoși pe care am cunoscut data trecută și care s-au organizat din numele întregului sat, o să aibă câte o atenție frumoasă pentru fiecare dintre familia dumneavoastră. Exact ca și data trecută. Unul omageat, dar încă trei pe alături cei mei dragi sufletului menționați. Părinte, bună ziua! Ați auzit, cred că de vreo trei ori tot vă pomenesc numele. Asta că am avut drag de dumneavoastră și mi-ați rămas ca o familie frumoasă și plină de dragoste în sufletul meu. Am venit cu drag să spunem și dumneavoastră un cuvânt de bine, că avem să vă înmânăm și dumneavoastră un coșuleț cu vitamine în semn de respect, în semn de gânduri bune, în semn de dragul pe care îl faceți pentru sătenii dumneavoastră. Și cu multă mulțumire din partea tuturor pentru tată, cât și pentru fiu, pentru dedicația pe care o faceți. Cum și-am zis data trecută, munca cu lumea este, cred, cea mai grea muncă. Unii trebuie răbdare, unii trebuie putere, unii trebuie să punem capul în jos chiar și atunci când nu trebuie să-l punem, dar ca să fie bine și să limpezim apele, noi știm să facem lucrurile frumos. Și eu cred că un preot știe lucrul ăsta să-l fac cel mai bine, căci preotul stă în fruntea unei localități și știe ca cele cinci degete de la mânuț fiecare. Fiecare cum respiră și cu ce respiră. Dar dacă sunteți atâția ani în fruntea acestui sat, mă refer la părintele Mihail, cât și la părintele Marin, eu cred că ați găsit metoda atât de bună și potrivită ca să-i țineți uniți pe toți, să-i țineți în credință pe toți și să-i țineți în pace pe toți sătenii și creștinii acestui sat. Cu drag din partea dumnealor și un coșuleț de vitamine. Și o să-mi permiteți să-mi iau un comentariu. S-a cerut la copii. Și mai am și o floare pentru Matușca Marina. Matușcă Marina, data trecută i-am spus multe, dar din suflet fără să o cunosc. După ce am cunoscut-o, deja pot să mai spun ca adaos la ceea ce am spus atunci din auzite, după care din văzute. Femeile întotdeauna sunt cele care servesc ca o proptea în spatele bărbatului. Și fie că vorbim de oricare statut în lumea asta, noi femeile știm cu răbdare să ducem toate. Faceți parte dintr-o familie frumoasă și minunată, dintr-o familie plină de credință. Și mă bucur foarte mult că am fost și eu atunci solicitat să vă cunosc cât de cât familia și acum în mai de-aproape pe ceilalți. Cu drag sătenii dumneavoastră vor din suflet și pentru dumneavoastră. O floare frumoasă, dar micuță. Un gest micuț, dar plin de dragoste din partea celor care vă iubesc. Dar vă iubesc toți. Pentru că toți, cu sufletul, cu gândul, care și cum au putut, s-au unit într-un gând frumos pentru familia frumoasă a dumneavoastră, Balamatiuc. Să știți că nu e ușor să capiți căldura oamenilor dragi și nu e ușor să străpuni sufletul oamenilor, mai ales în vremurile în care trăim. Toți le știm pe toate, toți suntem deștepți, toți credem în ce vrem să credem și uneori nu în ceea ce trebuie. Și iarăși aici, în acești păreți ai Sfintei Biserici, între oamenii care așteptați, fie că vorbim de părinte, fie că vorbim de strană, acolo este credință și acolo este îndemn la credință, acolo este chemare spre biserică și acolo este căldura care vă unește om cu om. Să dea Bunul Dumnezeu ca căldura în sufletele dumneavoastră să nu piardă și nu se stingă niciodată. Căci cu căldură îi chemați și cu căldură îi petreceți. Și poate prea puțini v-au spus mulțumesc tuturor dintre dumneavoastră, dar astăzi cu drag din partea sătenilor dumneavoastră, din partea creștinilor dumneavoastră, vă spunem mulțumesc pentru tot ce sunteți, ca familie, ca oameni, ca părinte, tată și ca părinte fiu. La mulți ani, familiei frumoase a dumneavoastră. La mulți ani și dacă mai are și părintele ceva să mai adauge, să știți că toți sunt ochi și urechi. Noi adăugăm în tot timpul. Vreau să spun un lucru, vă mulțumim de suflet de lui. Felicitarea care vreau să felicitat. Vă dorim și dumneavoastră la rândul nostru sănătate, fericire și colindat așa. Toate suntem locașuri în raion și chiar prin republică. Să aduceți vestea bună și să ne bucurăm unul de altul
și la Alexandru și Dureri, să ne susținem și să ne iubim ca frații. Hristos Mântuitorul Hristos, să vă iubiți unul pe altul ca frații. Așa că noi suntem de acord să ne ajutăm și să ne iubim ca frații. De aceea să noi ne stăruim așa, adică noi avem după puterea noastră, să intrăm în voi la popor și poporul ne intră nou în voi. Eu, spre exemplu, de acum păstorez peste 30 de ani aici, așa că eu am e tânăr, de diavol cu barbă soră. Dar nu e nevoie asta, toți așa trecem prin această perioadă, toți trecem. Vreau să spun că de moarte nu scăpăm nimeni. Așa că să o primim cu dragoste și să fim pregătiți de ea. Adică împărtășați, vă vântuiți și pocăiți. Vă mulțumim de prezență, de o vizitare care ne-a luat. Mai poftim la noi, chiar și la slujbă, de ce nu? Trei ori trebuie, două ori. Trei ori nu știu la ce, cred că la slujbă. Vă dăm voie să-și mulțumim de prezentare. Dacă aveți ceva, aș vrea să adresez câteva cuvinte lui Tătisu. În această zi însemnată de adormirea Maicii Domnului, sărbătorim și ziua de naștere a Părintului Mihail, tătipului nostru drag, care împlinește o vârstă frumoasă, respectabilă. Noi, membrii familiei Balamatiuc, ne rugăm Bunului Dumnezeu să te miluiască cu multă, multă sănătate, ca și în continuare. Să înalți rugăciuni la Dumnezeu și să te rogi pentru noi păcătoși. Ne rugăm Bunului Dumnezeu, a tot milostivului Dumnezeu, să te învrednicească, să slujești încă mulți ani la altarul Domnului, să ne oferi sfaturi duhovnicești, să ne călăuzești calea mântuirii. Te știm un preot care își realizează misiunea cu demnitate, cu toată dragostea și dăruire de sine. Noi te iubim și îți urăm încă mulți ani binecuvântați care să te ducă în viața veșnică. La mulți ani, tătipul! Mulțumesc, tătipul! Mulțumesc, tătipul! Mulțumesc, tătipul! Mulțumesc, tătipul! Să ducem de voi să rămâneți sub cel jugul credinței mai departe în localitatea asta pe care o păstoresc de 33 de ani și ceva. Așa că vă mulțumesc de ură și de felicitare și vă doresc la toți sănătate, tare de păcate și principalul să nu uităm de casa Domnului, de Sfânta Biserică, să venim la ea, căci este corabia care ne urcă de la pământ la cer, numai prin biserică. Ne naștem în biserică, ne mărturisim în biserică, ne petrecem pe ultimul drum tot prin biserică și de ce nu? Biserica ne este mama noastră și să nu uităm până la moarte. Ferice cel care iubește, că l-așteaptă veselie sau bucurie după moartea sa. Mă rog de mă iertați, Domnul să ierte și mai poftim pe la noi. Cu mare drag. Să știți că am să vin la slujbă, dar am să aștept să mă recunoașteți măcar. Străgați, asta e cei care ne-au întrerupt slujba. Părinte, hai să facem și o poză, dacă ne permiteți, și ne retragem. Cu mare drag, chiar am să țin cont să venim. Născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi. Tulburarea patimilor mele și viforul greșelilor mele, alină-ne ceea ce ai născut pe Domnul Îndreptătorul, Dumnezeiască mireasă. Preasfântă născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi. Chemându-o adâncul milostivirii tale, dă-mi mie ceea ce ai născut pe cel milostiv și pe mântuitorul tuturor celor ce te laudă pe tine. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, îndulcindu-ne preacurată cu harurile tale, ție cântare de mulțumire cântăm, știindu-te pe tine, Maica lui Dumnezeu. Și acum și pururea și în veci.
vecii vecilor. Amin. Nădejde și întărire și zi de scăpare nemișcat, câștigându-te pe tine, ceea ce ești pentru totul.